Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Coaia are cod și are cuțit, du-te în puii mei. Coaia, el doare în cu... Uite, Coaia, ce cod are! Nu, no, mă face de râs ăsta, mă. Bă, acasă la cod. Vezi că e meci de HVH, că e mai și Daisy ăla. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un episod de CSGO Overwatch. Suntem alături de Radu 4K, zi și tu ceva, manule burlanule. Salutare, manilor. Salutare, manilor, bă băieți, ne-am promutat Radu 4K contul aici ca să jucăm cu coduri pe el. Glumesc, bă băieți, ne-am promutat aici contul ca să facem niște cazuri de Overwatch, deoarece ați văzut că din episoadele anterioare am observat că au cam dispărut codații din Prime. Acum nu știu dacă am eu norocul ăsta colosal să nu mai dau de codat sau pur și simplu nu mai sunt atât de mulți codați. Așa că astăzi suntem aici să aflăm, bă băieți, hai să facem noi la acest episod 1000 de like-uri. Astea sunt câteva comentarii selectate de mine din episodul anterior, nici nu mai știu să vorbesc la ora asta. Nu uitați, bă băieți, dacă lăsați un comentariu la acest episod, aveți șansa de a apărea pe următorul episod. Mi-am cumpărat din nou și hack-ul de 5M, așa că putem să-mi lăsați în comentarii și propuneri de troluri pe 5M, deoarece o să revină din nou seria de 5M. N-am prea mai apucat să fac videouri pentru că efectiv nu mi-a expirat licența la codul de 5M. Ăla, fondatorul de la 5M, dăduse și remove din lista de pe Discord pentru că avea prea multe astea, nu știu ce. O trebuie și eu să mai șterg din prietenii din lista mea de pe Discord pentru că nu mai puteam să-l adaug înapoi pe băiatul ăla să cumpăr codul. A fost o încurcătură totală. Bă, băiețe, descărcăm cazul de Overwatch. Ce zici, băi? Răducule, o să dăm bă, decodați? Eu zic că nu o să dăm decodați. Bă, da, acum fără mișto. Nu știu, dar eu n-am mai făcut Overwatch de câteva luni, dar acum zici și tu, nu știu dacă și la tine a fost la fel chestia asta. Ai pățit și tu? N-ai... Păi aia zic, nici eu nu... Mamă, pe basalt să-mi bat picioarele cu astea. Ai mapă nouă de la operațiune? Nu știu ce e aia, ești nebun. Bă, cred că e hartă nouă de la operațiune, ești nebun la cap. Bă, aia e, ce rage. O joacă numai basalt, îmi pui, mi-ai sunat. Nu cred că mai dau astea cu Ray Check, man. Bă, cu Ray Check nu știu dacă mai dau, că e banabil instant, gen, nu știu dacă... Bă, te bagă la Overwatch, că am testat eu, n-ai văzut că penultimul meu, adică ultimul meu episod în afară de ăsta, care o să fie... Am dat și like. Am testat Overwatch-ul și mi-am cam luat ban a doua zi, ești nebun la mamă, s-a dat volumul în blană să-mi bat piciu. Mamă, are... Bă, ăsta nu ești tu, bă, că tu n-ai cuțit de ăsta. Ia. Uite, are cuțit ca toia asta, mamă, dar am ținta default să-mi bat picioarele. Ba, uau, are mare cod, hai să bag și X-ray. Are mare cod ăsta și are și cuțit, ești prost la cap. Coaia are cod și are cuțit, du-te în puii mei. Coaia, el doare în cu... Uite, Coaia, ce cod are. Are, cred că are cod. Puteam să zic că eu, dar eu mă joc numai Mirage. Bă, dacă aveam acum Overwatch Revealer-ul, dă-te în puii mei. Dar nu am get track-ul, că îl injectam. Ai, leleu. Chiar că ajungeam la asta. Dar ce dracu, a fost primul kill, a fost cel mai dubios, după aia s-a potolit. Ai văzut ce a zburat ținta la primul kill? Am văzut. I s-a dus direct pe cap, ești nebun. Acum cred că i s-a părut prea obvious și a zis, hai mă că mai ascund un pic, ești nebun la cap. Bă, 120 de euro pe cont. A, nu-i mare căcat, și eu am cuțit și joc cu semi-rage câteodată, dar eu n-am cuțit de 120 de euro, am de 70 de euro. Uite că-l și știe pe flamingo ăsta. Bă, nu se poate, bă, băiatule, bă. Bă, primul meu caz de Overwatch, zic sincer că n-am avut niciodată așa caz de Overwatch. Bă, dar nu s-a băgat update-ul ăla să poți să dropezi grenade, oare? Nu s-a băgat să poți să dropezi și cuțitul? Asta, dropezi cuțitul, nu cred, mă. Nu? Bă, nu știu, eu nu sunt la curent cu update-urile, mă gândeam că s-o fi băgat ceva opțiune să dropezi cuțit, bă. Nu e, atunci înseamnă că chiar... A, dar cred că și Lili ăla de la ea are cod, nu vezi ceva? A dat 3 tapuri, s-a îmbat picioarele, lejer. A enervat, Lili, a dat 3 tapuri, ești nebun la cap. Ba, ăsta are mare cod, rupe codul în două. Stai că mai stăm două runde pe el, mă, și eu să-i dau și skip. Dar are cod, rupe asta codul în două, să-mi bat picioarele și mare și cuțit. Nu mi-l... Mamă, cum i-a făcut legit anti-aim-ul ăla, ai văzut? Ce a făcut? Ia FFM ce-i zai. Uai, ce cap și-a luat. A luat mare cap. Bă, aici cum i-a făcut legit anti-aim-ul, ai văzut? Am văzut. Bă, băieți, am prins și noi aici un cod. Ia. Fii atent ce... Bă, ești prost? Așa, de-abia au apărut hartaș, deja au învățat tricuri pe aici, nebun la cap. Na, dar rupe asta codul în două, dă-te în puii mei. Ia, chiar îți curios ce mai face acum. Arunda asta, mai stau pe el și dacă mi se mai pare ceva dubios să se... Bine, oricum i-aș da, bă, dar mi-aș și milă de el, mă. Are cuțit, săracu, bine, nu că ar conta neapărat votul meu, dar uite, mai, că nu joacă OBS, băieți, nu joacă, promit, nu joacă OBS. Hai să-i dăm și skip la meci, că n-are rost, bă, băieți, chiar n-are rost, ești nebun la cap, rupe băiatul ăsta codul în două. Cred că au și dat surrender aia, că nu pare să fie tot meciul aici. O să-i dăm aim assistance, vision assistance, insuficient și insuficient, bă, băieți, și o să așteptăm următorul Overwatch, bă, băieți, care sperăm să apară cât mai repede, să nu mai stăm încă o oră după el și de îndată ce apare. Gata, bă, băieți, a venit și cel de-al doilea Overwatch, bă, n-am stat exagerat, de mult am mai apucat eu aici să vorbesc cu prietenul meu, Răduc, vreo 5 minute și a venit și următorul Overwatch, bă, băieți, ce zici, bă, Radule, hai să punem iară pariu, meciul ăsta dăm decodat sau sal? 100% joacă cu el. Zici tu că 100%?
Mi-am pierdut încrederea în One Flash. Eu zic, mamă, mi-e rage. Bine, bă, băiatul ăsta are rage. Are spină, ești nebun la cap. Am intrat la, pe la Radu 4K acasă, bă, băieți. Dacă dai de mine, nu mai e. Nu mai, gata, da, bă, cum ar fi, mă, să dau. Dar n-ai cum să mă, că e contul tău, ești nebun la cap. Îți dau de o smurf, de ai de capul meu. Cum îi face la asta, bai de capul meu. Bă, băiatule, bă. Ăsta are spinul să-mi bat picioarele. De ăsta are e mare spin. Dar stai că eu nu înțeleg ce face. Nu, n-are spin cu aia, se uită la perete și de grenade. Fie, uite, uite, nu are, mă, frate, spin. No, stai liniștit și-o dat și flash singur prostul. A făcut 22 de FFA. Uite, 20 de ore de FFA FN. Ai văzut, mă, mamă, dar are inbutul, zici că se joacă cu Easy Frex în 2021, ești, vrei să te mint? Unity. Așa era. Nu, la Unity nu se vedea. Nici acum nu cred că se vede. Bă, mai merge un episod cu Unity, ești nebun la cap, dar nu știu dacă mai am licență, că la cât am jurat pe aia pe episod, nu știu dacă mai am licențele ei, că ea se mai uitau la videourile mele, ești nebun la cap. Ideea e că oricum nici Unity nu prea mai e de capul lui. Dar asta ce face? Stă doar, îi dau și report pentru Griffin, fac ca One Flash cu aia. Zic, a, stai în bază? Bineînțeles, frate, îți dau report pentru Griffin, așa face One Flash cu aia. Bineînțeles, report păi, pentru Griffin. Dar mi se pare corect, ești nebun. Uite, 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 face grif. Hai, nimerește-l odată. Fă grif, frate, să-ți dau și pentru grif. Să mă simt eu mândru că ți-am dat 3 bife. Cum zice OneFlash, bă, băieți, meciul acesta avem 4 bife, mă simt mândru. Mamă, și-a băgat și spinul sau așa face el? Coaie, nu înțeleg nimic din meciul ăsta. Uite, what the fuck. Hai, du-te și dă niște tapuri cu Deagle-ul, frătiu, ca să poți să-ți dau 4 bife, cum ar zice OneFlash. 4 bife, OneFlash. Da, are și banii, ha, pe asta-i, fă și niște banii, ha, frate, îți dau 4 bife. Bă, nu se poate, bă, deci eu efectiv un matchmaking nu mai dau de... Gat, fii de aici, hai, trage în el. Ah, n-a tras în el, eu vreau să tragă cu echipierii lui să facă griffing. Au dat și timeout-ul, oamenii mei, nicio treabă. Ia să vedem, hai mă, trage într-un cu echipier ceva, frate, să faci griffing, să-ți dau și pentru griff. Oricum Bunny Hub cred că are după cum face Bunny Hub-ul. Și are și fake lag, are, adică are și legit anti-aim. Are toate, 4 are, bife. Are și legit anti-aim, hai să facă și un griff, frate, să-i dau 4 bife. Dai, ma! Scream, frate, asta a ieșit scream-ul din el, ești nebun la cap. A ieșit scream-ul din el. Bă, hai mă, eu aștept să trag într-un cu echipier totuși. Să poate îi dau 4 bife ca One Flash, bă, ești nebun la cap. 4 bife așa blanauă. Mă, fraților, spuneți și voi în comentarii dacă ați mai făcut Overwatch-uri. Nu știu ce să zic, dar eu în matchmaking efectiv nu dau de codaz. Și uitați-vă ce dau de Overwatch, de mai one-tap-uri de omul meu. Eu cred că dau de mine cu aia la Overwatch. Cum ar fi cu aia să fiu ca prostul să fiu uitat de un meci al meu și să fi dat de mine și să-mi dau bani singur cu aia? Tu dai 4 bife. Așa ajunge în istoria CS-ului, cred că dacă mi-aș da 4 bife, ești nebun la cap. Că mai am și eu meciuri de astea, bine, dar mi se vedea cu situ că am și de degersurile alea, deci clar nu sunt eu ăsta. Of, Doamne, mă, ce mă enervează. Băi, dar nu, că îi dau și pentru grif, oricum, nu, mai stau o rundă pe el, oricum îi dau și pentru grif, mă interesează în puii mei. Parcă îmi face în ciudă, parcă știe că o să ajungă la Overwatch și trage de timp, știi? Adică nici n-are chef să facă nimic. Ia că-s curios dacă ia rundă. Dar are, băi, la 12-3 ce pui mei, lasă și pe lui să facă niște kill-uri. Uite-te, mă, și tu cum îl știe, bă, băiatule, mă, nu se poate, bă. Dar nici nu încea... Mamă, și-a și murit prostul. Vai, mamă, ce 4 bife îi dau la asta, numai că trage de timp. Numai că trage de timp, o să-i dau 4 bife. Hai, mai runda asta, stau răducule și îi dăm skip, că nu se poate. Vreau și eu să dau de un player care chiar încearcă să se și ascundă. Ia uite-l. Băi, băi. Ia uite-l ce acum, ascunde. Nu, mai vreau o rundă. Acum nu că ascund. Aia, adică da, încearcă să pară că nu mai, că n-are cod. Băi, ce ratat, bă. Băi, ce mă enervează omul ăsta. Bă, parcă și trai. Bă, mai aș da 5 bife dacă s-aș putea, ești nebun la cap. Uite, știu, acum încearcă să ascundă prostul. S-a prins, adică l-au făcut ăia probabil codat și acum s-a speriat și încearcă să ascundă. Dar uite cum îi face țita aici, nebun la cap, îi face toate alea. Mamă mea, cum să. Da, aia zic, coaie, nu încearcă. Adică încearcă el să ascundă. Dar uite, bine, mă pui mei. Ce să mai ascundă, că ea s-a rotit la 120 de grade, ești nebun la cap. Hai, direct skip, băieți. Îi dăm evident 4 bife, bă, băieți, ca One Flash sub mii verdict. Bă, băieți, hai să mai așteptăm un Overwatch, vedem acum dacă următorul Overwatch o să fie tot un de ăsta scurt sau o să fie unul care chiar încearcă să ascundă codul și poate mai dăm acolo și noi 0 bife. Hai să vedem, bă, băieți, așteptăm următorul Overwatch. Bă, băieți, a venit și ultimul caz de Overwatch, să sperăm, adică dacă este un rage, o să mai facem încă unul. Mamă, încă una acasă la aici la Răduchez. Răducule, ia zi, bă, că tu aici acasă la... Mamă, n-are frate coduri, n-are coduri, frate, stai linii, nu mai vrei, nu mai vrei să te uiți. Nu, mă face de râs ăsta, mă. Băi, acasă la cod. Vezi că e meci de HVH, că e mai și Daisy ăla de la ei care dă cu spinul. Ești nebun la cap, direct skip la ăsta, nici nu stau, bă, băiatule, bă. Bă, la ăsta nici nu stau, bă, băiatule, bă. Ia să-i dă aici, skip, ești nebun la cap. Aim assistance, vision, order, îmi pui, mi-i dau și pentru grif, așa,
bonus în puii mei. Bă, fraților, și o să așteptăm și următorul ovoraș, pentru, adică ultimul ovoraș acesta, al patrulea ovoraș, chiar că o să fie ultimul, indiferent de durată. Dar oricum, bă, un pic dezamăgit, că eu nu mai dau de codaz, nu mai dau și acolo, dau de un hack versus hack. Dar pe ovoraci plin de codaz, chiar nu înțeleg, să-mi bat picioarele. Haideți, bă, băieți, așteptăm și următorul Overwatch. Bă, băieți, după încă 7 ore de așteptare ne-a și ultimul Overwatch. Ia zi, Răducule, tot acasă la tine venim azi sau sal? Eu zic că-i dați doi. Eu zic că e tot miraj, dacă frate, nu știu ce să zic. Zeu. Dacă ghicește zeu, dar eu zic că e tot miraj, frate meu. Eu zic că e tot miraj, ia să vedem. Dacă e dați doi, ești cel mai șmecher. Ești cea mai șmecheră persoană din lume și meriți, chiar meriți un subscribe. Office! Office! Mamă, coare asta, ăsta e spinboot 100%. Stai să vezi că ăsta e spinboot mai mult ca sigur, ăsta e cu spinul. Stai să vezi că oricum Office-ul e mapa codaților origine, bun la capăt. Pot să-ți garantez că ăsta e spin. Sau poate că nu. Dar apare suspectul nostru. Ce dracu s-a întâmplat cu Overwatch-ul ăsta, băieți? Răducule, mă auzi? Overwatch-ul ăsta o cam băgat cox, băieți, aș putea spune. Da, da, stai că dăm un disconnect, ești nebun la cap și ne reconectăm. Uai, dacă are Overwatch, dacă are Overwatch, bai beser de la coaie și nu merge Overwatch, ești nebun la cap. Nu cred, cum căcat să nu meargă să vezi Overwatch-ul. Da, mă, era înainte o schemă de asta, gata, mă, cred că mergea. Aaa, n-are, frate, cu, n-are, e perfect legit, ești nebun la cap, e cel mai legit player din lume. Ce ți-ai zis că garantezi că pe Office e spin butter? Bă, deja cu un joc ăsta prea bine, ești nebun la cap, nu se poate. Hai să-l lăsăm o rândă, să vedem măcar câștigă HVH-ul sau pierde. Ești nebun la cap, de oricum nu, ce să mai, nici nu, mamă, a, hai mă că le dă, ești nebun la cap. Are skit, ești nebun la cap. Ăsta e Radu cu skit-ul pe Smurf, ești nebun. Opa, opa. Mamă, păi, dar ce tare se învârte. Da, pui mei, mă ia mețeala aici. Prost, cred că dacă mă uit așa, în continuu, 5 minute la monitor, o să și vomit în pui mei. Bă, fraților, o să dăm și la asta skip. Din păcate, mamă, dar primesc să-mi bat picioarele. Efectiv, 100 de mesaje pe Instagram ăsta. O să-mi dezinstalez telefonul, băieți. Bă, fraților, o să-i dăm de toate. Vă dați seama că n-are nici oră, o să-i dau și pentru... Hai, că nu mai dau pentru Griffin, că după aia nu-i bine. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Overwatch Dirt. Și după cum ați văzut, practic, eu nu mai dau decodați în matchmaking și ați văzut și voi chestia asta pe episoade, dar Overwatch este plin de codați. Nu știu cum naiba să face chestia asta, spuneți-mi și mie, poate mă lămuriți pe mine, nu știu. Sau am eu Transfector cât de cât decent pe contul ăla și efectiv codați ăștia se găsesc ori la non prime, ori la Transfector scăzut. Habar n-am ce se întâmplă, bă băieți, lămuriți-mă și pe mine în comentarii dacă știți careva. Dați și voi acolo like să facem 1000 de like-uri, bă băieți, nu uitați să lăsați un comentariu ca să puteți apărea la începutul următorului episod. Radule, zi și tu ceva, manule, burlanule. Salutare manilor și dați un like acolo să fie treaba treaba. Da, bă, băi, dați un like acolo la episodul acesta să facă 1000 de like-uri, un subscribe la Radu 4K, un follow și pe TikTok-ul Radu 4K și al meu, pentru că mi-am făcut și eu TikTok. Bine, am de mult timp TikTok, dar încă nu v-am spus așa de așa de multe ori de el. Aveți acolo toate link-urile necesare în descriere și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye! Bye, bye! Așa, bă.